Despre literatura memorialistică au scris mari critici literari români, de la George Călinescu și Eugen Simion la Alexandru Sândulescu și mai recent Dan C. Mihăilescu. După 1990, în România a sporit interesul pentru acest gen de literatură, care acum a putut fi adusă la lumină și oferită cititorilor. Începem seria activităților culturale educative din acest an școlar cu un moment cultural mai aparte, un prilej de a face cunoștință cu un segment de literatură care a suscitat întotdeauna un mare interes, literatura memorialistică. Biblioteca Județeană are numeroase texte memorialistice, aparținând marilor personalități ale culturii universale și românești. Aceste lucrări le facem cunoscute cu prilejul activității noastre de astăzi, prezentarea dorindu-se a fi în același timp o invitație la lectură, la bibliotecă, la explorarea acestui imens univers reprezentat de literatură memorialistică. Biblioteca Județeană Ovid Densușianu Hunedoara Deva are numeroase texte memorialistice aparținând marilor personalități ale culturii universale și românești. Texte care au fost prezentate într-o bogată expoziție de carte ce a oferit fundalul prezentării de la Sala Liviu Oros. Potrivit profesorilor, astfel de activități sunt binevenite printre elevi. Activitățile educative informale și non-formale completează în mod firesc activitatea care se desfășoară în clasă și care se circumscrie unei programe școlare pe anul de curs. Copiii participă cu deosebită plăcere, mai ales că ies puțin din rigorile manualului, a lecțiilor, a notițelor și învață împreună lucruri noi. La final, elevilor prezenți le-au fost adresate întrebări, iar răspunsurile corecte au fost răsplătite cu diplome și cărți.